Scoția. Probabil cea mai frumoasă țară din Europa, după România. Am venit aici pentru 2 zile, special pentru a conduce pe niște drumuri naționale super virajate și rapide, cea mai nouă creație Porsche. Un Boxster. Mă rog, nu este deloc un Boxster. Bun, deci 718 Spider este o mașină specială. Asta înseamnă că și decapotarea este una specială. Poți să o faci dinăuntru, dar și din exterior, din cheie. Deblochezi mașina, se coboară geamurile, se deblochează zona asta de soft top de la rama superioară a parbrizului. Se deschide și capacul din spate pe care eu... Nu! Uite, mereu uit! Trebuie să deschid. Am aici un butonaș. Astea trebuie să le bag eu așa, mă duc și dincolo. Mereu uit de aripioarele astea frumoase. Ah, gata. Ai face bine să mergi cu oameni răbdători cu mașina asta. Hai să o decapotez, dai așa. Așa, manual. Manual. Opa! Da, da. Așa. Asta aici. Gata, baby, gata, gata. Stai așa. Gata. Pentru că am 2 zile de fapt în Scoția, prima o voi folosi pentru a mă plimba pe drumurile astea minunate, prin natura asta fantastică, cu Spider. Și a doua zi am să merg pe circuit. Pe drumuri publice, la un stil de rulare super normal, liniștit, nici nu spui că ai dita mai motorul Boxer aspirat înfipt în spatele tău. Volanul este super mic, super, super mic, habar n-aveți cât de mic este în diametru, la fel și levierul de la cutia manuală cu 6 trepte. Este super scurt. Ambreiajul poate fi folosit și de o domnișoară sau de cineva care nu conduce manuală niciodată. Și da, se simte că mașina este mai rigidă, se simte că ai gardă la sol mai mică cu 3 cm față de un Boxster normal, dar la mers încet, așa la 70 la oră, la 90 la oră, repet, nu spui că ai 420 de cai pe spate. Aici. Cumva din cauza aerodinamicii, când ești cu Spider-ul descoperit, pe la 70 la oră nu te bate deloc vântul așa cum te-ai aștepta. E practic la fel de bine ca un Boxster. Există însă un buton aici în zona centrală pe care îl știu de la celelalte modele Porsche, pe care am să-l apăs și am să-l las așa activat pe toată durata plimbării cu Spider-ul prin Scoția. E butonul de evacuare. La sunetul motorului Boxster aspirat în 6 cilindri se adaugă sunetul unei evacuări sport, zic cei de la Porsche. Sunetul ăsta e la 6000 de rotații pe minut, ceea ce nu e suficient, pentru că mașina asta, motorul ei, se turează până la 8000 de rotații pe minut. 8000! Într-un Boxster de 1400 de kg. 8000 de rotații pe minut. Cred că pentru a doua sau a treia oară în viață am să mă liniștesc, am să mă mai plimb puțin și am să număr clipele până intru naibii pe circuit. Knockhill Racing Track,
A doua zi de teste în Scoția cu cele mai noi modele sport, super sport de la Porsche. Iar aici este a doua mașină pe care am venit să o testez. Porsche 718 GT4. Ok, evacuarea, primul lucru, autoblip, al doilea, suspensie, al treilea. Circuitul de aici are doar 2 km lungime, dar diferența de nivel maximă este de 60 de metri. Aoleu! Cuplu motor maxim este disponibil în totalitate, doar între 5.000 și 6.800 rotații pe minut, adică aici. Sunetul este pur și simplu fantastic, mai ales cu cât te duci mai mult înspre turația maximă de 8.000 de rotații pe minut. Aici a fost. Mașina este pur și simplu lipită de circuit. Adică nu contează diferențele de nivel, nu contează că mai încale și tu un vibrator sau două sau trei. Mașina este lipită de șosea. Este incredibil de manevrabilă în mâinile tale. Este atât de ușor de condus, încât cred că dacă aș petrece timp cu ea pe circuit vreo jumătate de zi, aș ajunge la niște performanțe de timp fantastice. Ia uite, autoblip, se egalizează turația, virăm și îndesăm accelerația în podea. Zero 160, 9 secunde. Fără nicio exagerare, din punct de vedere al unei mașini de circuit, acest 718 GT4 este pur și simplu perfect. Nu simți nevoia de mai multă putere, nu simți nevoia nici de mai puțină putere. La cât de bună este mașina asta, la cât de stabilă, manevrabilă și ascultătoare este, singurul lucru de care ai nevoie în ea, niște cheie mai mari. Eu nu sunt fan mers pe circuit și consider că trebuie să fii foarte bogat ca să poți să faci asta în fiecare weekend. Dar după tripul ăsta cu 718 Spider și GT4 prin Scoția și pe circuitul ăsta din Scoția, trebuie să fac bani să-mi iau o mașină din asta și să merg cu ea pe circuit.